Autoritățile de la Chișinău susțin că procesul de evaluare a averii și integrității procurorilor anticorupție decurge lent. Membrii Comisiei Vetting încă nu au stabilit data audierilor, iar motivul ar fi volumul mare de lucru. Totuși, ministrul Justiției susține că evaluarea externă a procurorilor anticorupție ar trebui să fie încheiată până la sfârșitul anului. Procurorii anticorupție au fost anunțați încă din luna mai despre începerea evaluării integrității și averilor, iar până la mijlocul lui iunie, aceștia urmau să decidă dacă sunt de acord să fie verificați sau, în caz contrar, să demisioneze din funcție. Primii procurori anticorupție urmau să fie audiați public la începutul lunii august, lucru care nu s-a întâmplat nici în prezent. Comisia numărul 3, care este responsabilă de evaluarea procurorilor, acum este la etapa de verificare a tuturor informațiilor colectate. Probabil că după ce vor avea un tablou clar a tuturor informațiilor colectate de la diferite instituții, deja vor fixa data audierilor. Comisia numărul 3 mai are de finalizat și evaluarea candidaților pentru colegiile din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor și probabil că este un volum mai mare în paralel. Autoritățile speră că procesul de evaluare externă a procurorilor anticorupție să se încheie până la sfârșitul anului. Depinde și de ritmul activității Comisiei 3. După cum au comunicat, nu este atât de simplu să faci o evaluare, interviuri, după care ei au o activitate care le suscită mai mult timp la motivarea hotărârilor. Veronica Mihailov-Moraru recunoaște că examinarea dosarelor de rezonanță din gestiunea Procuraturii Anticorupție durează mult timp. Cu toate acestea, procesul de evaluare a averii și integrității acuzatorilor nu va influența ritmul investigațiilor. Faptul că acum se derulează exercițiul vetting nu înseamnă că este un motiv care afectează activitatea procuraturii. În numărul total de procurori anticorupție au demisionat 10. Prin urmare, cred că Procuratura Anticorupție este suficient de capabilă să conducă investigațiile pe celelalte dosare și în acest sens și Procurorul General urmează să ofere tot suportul necesar. În prezent, în cadrul Procuraturii Anticorupție sunt peste 60 de procurori. Cei care vor fi respinși de Comisia de Evaluare Externă nu vor mai putea activa în această calitate sau în alte funcții de demnitate publică între 5 și 7 ani. Durata exactă a interdicției va fi stabilită în fiecare caz separat. De asemenea, procurorii care nu vor promova vetting-ul nu vor putea primi pensii și indemnizații speciale.